legislativ cu privire la acea ordonanță de urgență pentru modificarea ordonanța pe sănătate. Proiectul de ordonanță, spune președintele Consiliului Legislativ, de urgență pentru modificarea și completarea legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a ordonanței de urgență a Guvernului 158/2005 privind concediile și indemnizațiile asigurări sociale de sănătate, a fost primit spre avizare la Consiliul Legislativ la data de 5 februarie anul curent, fiind înregistrat sub numărul D84 din 5 februarie 2020. Semnalăm că la aceeași dată la care a fost primit spre avizare prezentul proiect de ordonanță de urgență, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului a fost retrasă în credere acordată Guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură în condițiile articolului 67, articolul 110, linia 2 și articolul 113, linia 2 din Constituția României Republicată. Ca urmare, în conformitate cu prevederile articolului 110, linia 4 din Constituția României, Guvernul demis prin moțiune de cenzură îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii noului guvern. Menționăm totodată că potrivit prevederilor articolului 4 alineat 1 din legea 73/93 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ Republicată, proiectele de ordonanțe și de hotărâri cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului Legislativ. Au cerut avizul când erau deja demiși, în schimb Orban zice cu totul altceva public, iată ce spune Ludovic Orban. Exact despre această ordonanță, astăzi Victor Ponta spune că nu are avize, nu poate fi publicată în Viitor Oficial. Adoptarea ordonanțelor de urgență se face și pe avizul Consiliului Legislativ. Toate se duc la Consiliul Legislativ. Evident că ordonanțele aprobă sub rezerva includerii observațiilor Consiliului Legislativ. Deci, stai așa, să mai facă cineva puțină temperatură. Face chiar bilanț. Spune că din cele 25 de ordonanțe pe care le-ați adoptat ieri, numai 6 au avize. Restul așteaptă avize. Nu știu de unde are info.